Bună dimineața, prieteni! Oriunde vă aflați, Nelson vă dă bună dimineața. Că sunteți la muncă, că sunteți la pușcărie, că sunteți, știu eu, pe unde, până weekend, până vacanțe, până din ele. Asta înseamnă să fii mafiot. Să te trezești dimineața să mânci icre de Manciuria roșii cu unt de lebădă, fiți atenți, cu unt de la lebădă și pâine, bineînțeles, asezonată cu anumite prețemole. E tatale, țăvodială! Înțelegeți? Să porți la mână 89.000 de euro, pe stânga, pe dreapta să porți 17.000 de euro și nii, în gât să-ți atârne tezaurul românesc. Înțelegeți voi? Nu mai dau preț la ăsta. Iar pe mașcara aici, bineînțeles, să ai pachet primit, colet de dimineață, să-ți bată la ușă, alo? A. Am venit cu pachet, mă. De să primești pachet, domnul. Prietenilor, tăbiluță am în gură. Vă dați seama. Calculați voi câte peștiurea mâng eu, că dacă atâtea biluță îs la icrele astea, fiecare biluță făcea câte un pește. Gândiți-vă cam câtă rezonanță am în stomac. La alții au fluturi în stomac, eu am icre de Manciuria. Vine aici, bot. Bună și pâinea cu pateu. Botul pateu. Astea nu are voie să mânce numai șmecherii. Înțelegi? Femeia trebuie să... Deci ea ca să mănânce din astea trebuie să mai aibă activitate, să o trec la rangul de icre. Ce-i bot? Pe tu nu vrei să mânci tu aceeași mâncare cu mine evaluată în kilograme și... Păi cum? Evaluat în kilograme de euro. Da, mă. Păi tu ca să ajungi să mânci din astea, deodată, deci eu când mănânc mai mâncare așa, ea n-are voie. Alo, să ne înțelegem. Ce faci, bot? Te bășești? Aha! Ușor, nu trânti. Domnule, după cum vedeți, geanta-i cu. Geanta au venit din străinătate. Acum să vedem ce conține. Fă un suc din ceva esență de fructe. Da, da. Fă un suc din ceva esență de fructe, că dacă nu, nu-ți dau hainele care ți le-am cumpărat din Elveția. Săracul de tine și deja le-am luat pe mine. Când? La dimineață. Pe unde? Că te văd îmbrăcat tot în boschetărie. Pe casă. Da? Pară. Mă duc un grau. Ca să înțeleg că tu faci ce vrei. Nu mă fă să stai din drepturi. Nu te fac. Vezi că te-ai cam șmecherit ultima dată. Fii atent aici. Bine, nu zbira că cu cuțitul în mână poate mă tai. Nu, acum ce? Vrei să ajung la spital?
Consumați unt de lebădă. Ați văzut cum îi când e cald și ai climă și dai drumul la climă și zici așa-ți provoacă ăsta, untul ăsta de lebă de jos în topunaș un aer din ăla, un aer rotitor, înțelegi? Îți ăsta asamblează, dezorganizează mersurile de acolo. Ha! Domnilor, să trecem la pachet. Ce faci cu varza aia? Să desfac borcanul ăla din Franța, cam un suc de 3 luni de zile. Ce borcan? Ăla cu varză. Și cu carne. Nu? Tu, dar nu mai avem esență de suc care am cumpărat. Și ai făcut din toate esențele la ăsta șeicuri. Normal. Vezi, nu-mi da din ăla să-mi strângă stomacul să mă costim. Și punem cu apă minerală, nu cu apă de la robinet. Bine, domnul, altceva. Păi, dar nu ca altceva, că trebuie să te atenționez. Înțelegeți voi cum stă treaba? Să ai la cost crocodilul, tricou, bă, alo, bă, originalii mei. Domnilor, să începem activitatea. Liana, ia farfuria de pe masă. Ești tot să lucrează la comandă. E subticiorul meu, botul. Comentează ceva, s-a terminat. Știe că îi dau câte o săptămână regim pretorian. Nu mai vede un ban. Suc de murmură. Uitați cum murmurește. Suc de murmură, mă. Ioi, da bune. Pe mă auziți aici, mă. Măi, lista nerăpăduți coldoși, mai ce să încheți, mai. Mai auziți aici, culduri, păduri, păduri. E voi vă puneți cu mine, mă, să ne înțelegem, mă. Le pot mânca și astea din ciusul ăsta la fund? Și paharul, să mânci. Păi când era mai tânăr, spărgeam paharele în ghinț. Domnilor, să trecem la acțiune. După cum bine vedeți, Schiampoli Elbistis Verona via a Boito via a Boito. Conzat, conzat. Mâncați-ași Dumnezeu ce e. Conzat. Bă, e pericol să-ți iau. Conzat. Gonzato. Gonzato.
este o firmă care e mai tare ca Discovery, mai tare ca Praga, mai tare ca Pelini. Mâncava-și Dumnezeu să vi-l mânc. Are tata Adidas. Are tata short Adidas. Ăștia s-a mis al Lobo. Da? Da? Nu mă duceți în eroare. Am luat ca română. Mergem în continuare tot pe Gonzato. Cavaș, Dumnezeu, Galeria Armani. Uitați! Galeria Armani. Hopa! Capa. De la capa, mă pace, șorțuleț, șortuleț, de la capa. Asta mă pace. N-are rost să vă arăt prețurile pentru că-s grele. S-s grele. People on the move. Adică oameni în mișcare. Și avem și o felicitare. Herculubus o pianeta rosa. În cavaș Dumnezeu să vi-l mânc. Eu am făcut că-i felicitare. Dragă Simone, un subiect interesant pentru tine de ziua ta. La mulți ani cu sănătate și fericire. Așa scrie aici pot. Alături de cei dragi. Cu drag Delia e Mario. Mariano. Guardate qui. Guardate qui. Adesso vediamo che a botto cosa c'è. Che scriva qui. Asha. Introduzione. Questo libro ho scritto con grande sacrificio stesso in un letto senza potermi né alzare né sedermi, ma vedendo la necessità di mettere sul avviso l'umanità di fronte al cataclisma che sta per spragiungere, ho fatto un grande sforzo. Dedico questo libro all'umanità come ultima risorsa perché non rimane altro da fare. Adica spune așa că cine o scris cartea cu handicap. Nu se poate ridica din pat. Uite, nu poate să stea înșezut, înțelegeți? Și o scrie pentru că e ultima, pentru umanitate, cu un ultimul resursă, cu ultima resursă de energie o dă pentru umanitate, pentru că altceva nu avem de făcut decât să ascultăm aceste cuvinte. La umanità è affascinata dai pronostici dei
cosiddetti scienziati che non fanno altro che rispirra di menzogne, trasfigurando la verità. Parleremo ora di Herculubus, o pianeta rosa che viene verso la Terra. Deci, aici explică că oamenii sunt fascinați de anumite vorbe, pronostici, de considenti științifici, de vorbe științifice, cum ar fi că nu fanno altra che ne rempirra di menzogne, adică minciuni. Deci că nu face altceva decât să ne mintă. Înțelegeți? Domnilor, nu pot să stau să citesc toată cartea, că e lungă. Rămâne să vă comandați voi, pentru că e foarte interesantă. Eu vă citesc motoul. Quello che se stegno in questo libro è una profezia a breve termine, perché sono al corrente dalla fine del pianeta, ne sono consapevole. Non voglio spaventare nessuno, non voglio che lo spieghi un po' di me, ma solo avverti per tempo a tanta angustia per questa povera umanità, poi che fai ti non si faranno attendere e non c'è tempo di perdere in cose iluzioni. Deci, domnilor, auziți, noi ne luptăm ca să schimbăm sistemul planetar. Dar Nelson vă spune una și bună. Ia uitați-o. Vine către Pământ. Planeta Rosa. Asta vine până 2045. Eu v-am zis. Voi nu mă credeți. Deci, domnilor, noi ne luptăm. Pochile mulțumesc. Cum nata, mă, pochile, mă? E, nu să... E, nu să dezice. E, merge înainte cu mine. Și acum desfacem pe laterale. Bot, ai primit și tu cadou. Spunea de lavare, bagă mare, e tata nețon mondialul. Pune de lavare. Deci, domnilor, noi nu avem cum să schimbăm sistemul planetar, că ce îi dat să fie aia îi. Înțelegeți? Aici intrăm în miotempo. Miotempo. Gât. Il tuo tempo. Il tuo tempo. Vezi, cu sclipici îți trebuie. Da. Roade mai în botă. Tot cu sclipici. Mulțumesc, Di. Di e tempo. Mergem din coace. E din aia ți-am luat și eu. Mai am uitat acolo. Wow! Per lavare, bă, vedeți că eu numai din Italia folosesc. Ați văzut? Ia-le bot. Vedeți că eu numai din Italia folosesc. Uite, și folie. Lavatrice. Pentru mașina de spălat. Naturel. Mergem mai departe. Domnilor,
banii, tu-ți dai seama că am fost în Elveția și n-am cumpărat ulei. Și o zis norocel către mine, hai să-ți cumperi ulei. Și am zis, lasă că avem timp. Ulei de măsline. Mami, din ăsta e bun ca să-mi faci cu lămâie, să fac un suros. Da. Ulei de măsline. Risotto carnaroli. Mâncava și Dumnezeu că-i cu emblemă. N-are rost să vă zic prețurile. Doamne, fer și apără. Doamne, fer și apără. Aici, pane negre din astea pentru prăjituri. Din astea pentru prăjituri. Oconașa face prăjituri. Mergem în continuare, domnilor, la veverița mea. Pâț! E arrivato pacchetto, coletto. Budinca amaretto. Alo! Așa mă face o con așa, tai la tele. Să luăm ochelarii. Avem și tai la tele. Dopero, asta nu știu ce e, dar o folosește Liana. Cavaj, Dumnezeu să vi-l mânc. Yo, 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 yo. Wow! Încă o sticlă de ulei. Ce mă face! Preparati pane e pizza. Uite, pentru pâine și pizza. Bineînțeles, Barilla. Salsa așa. Salsa boscaiola. Salsa boscaiola, bă, de pădure. Bosco, bă, de pădure. Cavaș, Dumnezeu să vi-l mânc. Ioi, 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 cam cu vorba asta, vedeți-mă vorba, mă, cum îți aduce amintiri. Mi-amintesc de Axana în Italia. Dove se stato putana? In bosco stronzo. Ce-i aia bosco mâncavaș, Dumnezeu? Ce-i aia bosco? Che bosco? Ho fatto autostop e sono andato in una macchina bella e quella mi ha portato in bosco e mi ha portato in bosco e mi ha fatto a fare un bocchino per forza. Ho luato uno l'autostop, ho scoduto un padure e ho posto con l'auto se fa con muie. In bosco. Dopo aia am știut că bosco înseamnă padure. Auleu, non stai să dau scuzura, i-am dat. A luat pe așa, da clanță. Așa, fileti di zgombi. Breu, zgombreu, nu știu. Ceva pește animalic. E ceva pește animalic. Ah! Wow, zucchero di cana. Ăsta îmi place mie la cafea. Zahărul ăla îmi place mie la cafea. Redoro. Liana din ulei din ăsta. Să-mi faci cu lămâie, să beau dimineața câte un păhărel din ăla. Auziți, un prechin. O zis, bă, Nelson, și chiar e bine, mă, zic, e bine. Zice, nu, fii atent, și eu fac, și eu iau. De care ulei să iau? I-am zis, de care să iei. O luată la o lună de zile și auziți, mâncava așa. I-a fost rău la omă. Deci o lună de zile în fiecare dimineață. Eu a fost rău, dar sunt ca să vedeți că nu, ca să vedeți că nu mint. Auziți, în fiecare dimineață, după o lună de zile așa de rău eu a fost și așa umflat, a avut ficatul, că omul s-a dus la doctor.
Aveau la ficatul gras și mărit, mâncavaș, i-o dat un regim, doctorii, de numai un pic. Stați așa să vedeți că nu mint. Și au zis, bă, năr, să-mi bag în rețeta ta. Omule, zic, dar eu n-am nimic, uite, eu de când. Cum, Dumnezeu? Păi, zic, cum ai făcut? El își pune într-o cană iar din asta. Bă, voi vă dați seama ce înseamnă să bei o cană din asta, așa auzit. Fără rămâie. Uitați că nu vă mint. Peștile. Pește. Căutare. Dă-i-a să sun. Că locație îmi dai. Dar eu nu-s cu locațiile. Pește. Am ei mă mâncați așa, mă. Locația mea. Du-te în cancer să te... Băgăm aici pește. Pește. Dar de ce îmi dă... Preț. Du-i-u-i. Nii mă mâncați așa, dar nu pot să sun. Pește. Pește. Du-te în ras. Bă, dar ce-mi dă telefonul ăsta, mă, mâncava-și Dumnezeu? Nii mă, că nu pot să sun, mă. Pește. Locație. Anulare. Nu uitați că îmi dă locația lui pește, mâncava. Bă, mânca, dar ce am făcut cu telefonul? Mâncava-și Dumnezeu să filmăm. Contacte. Du-te pește. Bă, mâncava-și. Nii mă, cum îmi dă, mă, nu pot să sun, mă. Ce am făcut cu telefonul? Bă, oameni, mă, nu a fost găsit. Bine, deschide acum. Pește. Pește. Bă, nu mai pot să sun mâncava-ș. Vai. Grupul Alin Pește. Mă duc așa pe ăsta. Ioi, ce-am făcut cu telefonul? Ioi. Ce-am făcut cu telefonul? Pepi, piri, piști. Nii bă, că-n telefonul mai mi-l dă pe perce. Dic mâncața și pe percea mondialul mi-l dă mâncava-și Dumnezeu. Bă, nu pot să sun, mă. Pește. Du-te în rasa și te trânchezi de pământ, sta să-i dau un restart. Plânge și ar împun să-și plângă. Bă, oameni, mă, o băută la mă câte o cană din aia, mă, zârnic, mă, dar eu mă mir cum nu... Fără din asta lămâie, cum nu sunt toxicat. Să vă dați seama. Uitați. Aceto balsamico. Să-mi pună în salată. Este tatanețul mondialul. Bobo, cu muca, cu vaca, Bobo. Wow, ăsta-s de casă. Ba, nu-s de casă, că-s de magazin. Dolcetto. 1, 2, 3, 4. 4-0, dacă îmi găsesc telefonul, are 4-0. O să vedem acum. Caută. Mă, nimic că nu mă lasă nici pește. Liana, nu știu ce am făcut cu telefonul, nu mai pot să sun. Iară ți la ăsta de nu mai ai niciun contact. Păi nu știu ce am, nici. Îmi dă locația mea. Nu a fost găsit. Nu știu. M-a întrebat azi dimineață dacă de locație și nu știu pe ce am dat acolo, bă, cava și... Nu mai pot să-l folosesc. Nu dai și tu. Asta dau eu locație cum vreau să fii găsit. Îmi dai singur. Uveta. Stafidate, stafide. Nu le-o și-l trântesc de pământ, de nu mai să alege nimic din el. Orzo, asta la botu. Cacao, ah, botu. Wow, câte sunt. Nii, tu,
Iar ei fructoză din asta. Vreți să pățâni ca americanii? Nu. Nu mai folosim pochii de fructoză. Cu arătat la televizor, că e imortală. De te duc în Himalaya, de te duc în Himalaya, sare roșie de Himalaya. Originală, nu? 800 cala nu. De te duc pe Himalaya, de te duc pe Himalaya. Ai făcut ceva? Nimic. Păi nu știu, să ștești apelurile. Ce-am ștești apelurile? Cum să le ștești? Păi dacă dau să telefonezi și numere. Roge mi-ar calul să mi-l rodă. No, din ulei din ăsta, asta e de casă, mami. Din ăsta sunt de dimineața, uitați-vă, mâncava. Negru, verde negru. Nu mai pot să sun. Ia încearcă să mă sun de asta. Poate nici să mă sun mai mere. Miere de la albine italiene. Miere de la albine italiene. Mie, mami, că tava golă. Atâta tava golă. Miere de la albine italiene. Și are tata conservă tonul rosso. Are tata și burro. Bauer și tonul. Bauer și tonul. Ce mă face Bauer? Mergem în Japonia. Mergem în Japonia. Încă o tavă de... Asta le-o pus pe laterală. Mamă, cât e tăr! Mamă, cât e tăr! Wow! Măsline! Avem măsline! Avem barila! Cine pace cu barila? Orzo pentru gâtul! La cafea, uite, încă un barila. Și data. E tata. Mulțumim, pochili. Mulțumim, pochili. Asta e ceva pe aici. Mai este. Mai este. Mai avem mandule și nociole. Mandule și nociole. La dedu, da, mama, la dedu. Prietenilor, după cum vedeți, masa este plină. Pochili, mulțumim. Botul meu face acum o va... Dar ce faci cu voi? Să nu zici că faci sarmale, că mi-ai carul în mână. De ce? Ha? De ce? Păi, tăt... oameni, eu nu-s de vină. Eu nu-s de vină. Păi că iară mă vede lumea că mânc sarmale și zice că-s bogat. Las, că mănânc eu. Bățuc, mă, iau!